Salutare prieteni, bine ați venit pe canalul meu de YouTube, eu sunt Adrian Gudu și în clipul de astăzi o să vedem cum putem activa noua interfață Facebook sau cum o putem dezactiva pe desktop, pe calculator, pe laptop sau pe ce aveți voi, mă refer la interfața din browser. Da? Haideți să deschidem browserul, nu contează ce browser, accesați Facebook, vă logați și dacă nu aveți acest buton pentru a descoperi și a încerca noua interfață, vă duceți aici pe această săgețică îndreptată în jos, din dreapta sus, dați click stânga și o să aveți, vezi, noul Facebook. Dăm și noi click și o să comutăm la noua interfață Facebook, ne spune aici ce și cum și dacă vrem să comutăm la această interfață, avem aici înscriete pe lista de așteptare. Practic, dacă dăm click pe acest buton, Facebook va ști că poate sau că dorim să activăm noua interfață care este disponibilă în două culori, albă și neagră. După cum puteți observa aici. Și dacă cumva am fost sunt cazuri în care utilizatorii au fost comutați automat, automat de către Facebook la noua interfață fără a fi întrebați. Dacă aveți noua interfață, o să vă arăt imediat cum o puteți dezactiva. V-am arătat cum o activați și haideți să vedem cum o dezactivă. O să intru și eu pe contul meu oficial, Adrian Guduș, dacă vreți să mă urmăriți pe Facebook. Și la fel, odată ajuns aici, în interfață, dacă aveți această interfață nouă, aveți butonul din dreapta, tot această săgețică, dați click stânga pe ea și aveți modul întunecat sau modul luminos, da? Și de asemenea, avem aici opțiunea trimite feedback. Dacă facem click, observați că o să avem dorești să revii la versiunea clasică de Facebook și ai butonul schimbă acum. Odată ce dai click pe schimbă acum, poți să oferi feedback, câte stele dai acestei noi interfețe, motivul pentru care renunți la ea sau dai pe butonul sar și noua interfață va fi dezactivată. Da? și vei fi aruncat sau comutat automat la vechea interfață, adică aceasta de aici. Haideți să dăm și noi aici la, să ne înscriem. Ok, m-am înscris. Și acum dacă dăm înapoi, făcând ce v-am arătat aici, o să comutați înapoi la vechea interfață. Da? Și cam asta ar fi ce trebuie să faceți. Eu nu o să bifez nimic aici. Sper să pot reactiva din nou noua interfață pentru că îmi place. Ia uitați că deja m-a scos din noua interfață. Poți trece oricând la noua versiune facebook.com. Ok, haideți să încercăm. Treceți la noul Facebook și mă va comuta direct fără să mă pună să intru pe acea listă de, de așteptare. Da? pentru că în primă fază am avut activată această interfață fără să mă întrebe Facebook. Pot să mă înscriu pentru ea doar dacă nu este activată by default de către Facebook. Așa cum știți probabil, ca și pe aplicațiile de telefonie mobilă, Facebook când introduce câte o chestie nouă, nu o activează pentru toată lumea sau câte o funcție nouă, aceasta nu este activată pentru toată lumea, pentru că pot apărea probleme și pentru a se evita impactul acestor probleme la un număr cât mai mare de utilizatori, se introduce aceste noi caracteristici pe rând, la câte un lot de utilizatori. La întâi la 6.000 de utilizatori, dacă totul este ok și nimeni n-a raportat probleme către Facebook, se mai ia un lot de 6.000 de utilizatori și se introduc aceste noi caracteristici și tot așa până când caracteristica respectivă ajunge la toată lumea. Treaba asta se întâmplă, v-am spus, pentru ca în cazul în care apar probleme majore să nu fie toată lumea afectată, să fie doar câțiva afectați și să se poată remedia în mod rapid fără să genereze prea mari pagube. Da? Chestia asta se întâmplă cu orice companie mare producătoare de soft, indiferent că vorbim de interfață browser, indiferent că vorbim de aplicații sau de sisteme de operare, la fel fac și producătorii când oferă câte un update, ia loturi de utilizatori, le dă update-ul, dacă totul e ok și nimeni n-a raportat probleme, se ia următorul lot de utilizatori, li se dă update-ul și tot așa până când update-ul ajunge la toată lumea. Din acest motiv o să observați adesea că unii, utiliza unii utilizatori au o anumită interfață, alții altă interfață sau unii utilizatori au anumite funcții pe care voi nu le aveți sau invers, voi le aveți și prietenii voștri nu le au la fel cu aplicațiile mobile, la fel cu sistemele de operare, da? Deci nu are nimeni nimic cu voi în mod special să nu vă ofere caracteristica respectivă, pur și simplu este o măsură ca uh, compania, să, ca virgulă, compania să se asigure că totul este în regulă și că nu sunt probleme majore. Cam asta am vrut să vă arăt pentru astăzi. Dacă aveți întrebări, propuneri, sugestii, le, le postați pe de comentarii acestui clip video dați un share acestui clip video, mă ajută foarte mult, dați un share pe Facebook, pe Twitter, pe WhatsApp, trimiteți-l prietenilor voștri, chiar ajută canalul. Dacă vreți să rămâneți la curent cu clipurile pe care le postez, nu uitați să dați click pe butonul roșu, abonează-te de sub acest clip video și dacă vreți să fiți notificați de fiecare dată când încarc un nou videoclip, nu uitați să dați click și pe butonul roșu, abonează-te de sub acest. pe clopoțelul din dreapta butonului roșu, abonează-te de sub acest clip video. Vă mulțumesc pentru atenția acordată, eu am fost Adrian, voi ați fost pe canalul meu de YouTube, la revedere!